Am primit taina preoției foarte tânăr, undeva la 22 de ani, dacă nu mă înșel. Ne-am căsătorit rapid. Părintele Mitropolit Andrei, arhiepiscop al Baiului în vremea aceea, mi-a propus să merg într-o parohie foarte greoaie, unde era o comunitate de romi care se aflau în zona asta a lui Eliade, de cultură indiană. Erau foarte aproape de pragul ăla, cel mai de jos al piramidei lui Maslow. Ca o paranteză, unul trăia cu porcul în casă și eu veneam cu psihologi, cu antropologi, nu, să studieze fenomenul, că mi se părea fascinant. El credea săracul că vreau să-i vând, că vreau să-i cumpăr porcul, de-aia tot aduc oameni și îmi făcea oferte. Și, cum să zic, umorul te ajută în astfel de momente. Dar prima interacțiune pe care am avut-o cu preoția, mă rog, după ce s-a terminat, iar o teză interesantă dată de la același prieten în Răvaș cu cearta lui cu ritualul, mi-a spus o chestie fascinantă. La momentul hirotoniei, Dumnezeu îți dă o certitudine a sacrului. Te electrizează momentul ăla. Simți prezența lui Dumnezeu ca să te ajute în momentul în care cu siguranță că îți vei pierde din sau chiar toată credința. Că sunt și astfel de momente. Nu suntem rugul care arde în pustie, nu? Și nu se mistuie. Suntem mai aproape ca un extintor de inflamabil în interior. Și primul contact a fost în mormântarea unui copilaș de 3 anișori, care, nu o să-l uit câte zile am, fusese acolo ceva între culpă medicală, indiferența familiei, avea nanism și hidrocefalie, mă rog, foarte complicat. Studentul de la teologie, ultimul an, își făcuse predica cu multă conștiinciozitate. Și mă gândeam eu acolo cum o să-i spun că Dumnezeu l-a chemat, este îngeraș acum, mă rog. Platitudini teologice care nu mai vând astăzi. Da, n-aveam de unde să știu. Și mă întâlnesc cu acea mamă îndurerată care, cum să zic, privirea ei m-a blocat. Mi-a dat o stare de golire mistică, de vid mistic. A fost prima întâlnire personală sau a doua. Prima fusese la hirotonia, a doua cu acel Mysterium Tremens despre care am vorbit astăzi. N-a fost nimic fascinant acolo. Era doar Mysterium Tremens. Și mi-a zis: părinte, am strigat către Dumnezeu să nu-mi ia copilul și nu m-a ascultat. E, ce spui în astfel de situații? Mi-am dat seama, am cerut preoție, nu știu dacă o să o pot duce, sunt exact acolo, n-am evoluat cu niciun milimetru în plus, doar m-am îngrășat ca orice popă, nu? Părul s-a albit un pic, dar la nivelul evoluției spirituale mi-am dat seama cât de mare și de complicată este provocarea de a da un răspuns mereu oamenilor în problema suferinței. Asta pentru că tema sacrului este inevitabil legată de tema suferinței. Aș îndrăzni să spun că de aceea vezi religia apare după cădere. Probabil omul are nevoie de rezolvarea acestei paradigme. Mă gândesc numai la drama pe care o trăiește, expusă foarte mult în opera lui Eliade, Buddha, Siddhartha Gautama, nu? Marele prinț indian care vede pentru prima dată suferința umană în chipul unor cerșetori și are un moment de iluminare. E, cum rezolvăm suferința? E foarte greu, e o mare provocare. Dacă astiezi în zona asta așa, te provoc să vorbim despre cea de-a doua problemă a întâlnirii noastre, despre modernitate. Cum intrăm în problema sacrului în perspectiva aceasta a ca să facem tranziția către modernitate și să cuplăm și cu suferința, avem un exemplu și Dumnezeu, pronia sa și în înțelepciunea sa, deși de multe ori noi suntem, de fiecare dată de fapt, suntem complet depășiți cu logica noastră stupidă și superficială, ne-a dat exemplu martirilor din închisorile comuniste. Acolo am putut vedea acea suferință gratuită, exagerată, disproporționată, sadică, sălbatică, animalică, da, prin care au trecut atâția oameni, și care ne-au furnizat nouă aceste exemple pentru noi cei de azi care suntem, iată, mai intelectuali, mai avansați, mai... Orice am spune, repet, deși suntem, știu statisticile, suntem analfabeți funcționali și așa mai departe, uitați-vă câte persoane au un smartphone și știu să-l folosească. Uitați-vă câte persoane știu să citească, chiar dacă nu știu să extragă. Acum 100 de ani nu era lucrul acesta, era statutul acesta al societății. Și omul de astăzi, mai rafinat din punctul acesta de vedere, deși e discutabil, poate este mai îndobitocit, dar cel puțin din punct de vedere al uneltelor de care dispune, mai rafinat,
are nevoie de explicații. Și cred că exemplul acestor martiri din închisorile comuniste ne poate da niște răspunsuri sau începuturi de răspunsuri. Nu? De ce au suferit atât de mult? Și de niște suferințe abominabile și care depășesc. Dacă citești, rămâi marcat doar citind. Nu mai spunem să mergi acolo și să vizitezi ce a mai rămas din acele închisori și să încerci să retrăiești. Deci, iată că mergem spre postmodernism cu aceste trăiri. Da, numai că trebuie să trecem prin halta modernistă, să fim moderni, să fim ca la oraș, cum se zice. Acum suntem moderni. Da, e din cultura populară expresia asta. Modernitatea propune o analiză critică, exact ceea ce facem noi astăzi. O religie bazată pe deconstructivism este o utopie, în sensul în care religia trebuie să mențină elementul acesta al conservatorismului. Spunea cineva, e o replică faimoasă dintr-un film, cred că din Ian Pope sau ceva de genul, papa foarte tânăr acolo, cel de-al doilea papă ales, este pus la o masă cu o specialistă în PR, foarte sfătoasă și arătoasă deopotrivă, care îi spune de ce biserica nu se abdatează. De ce, culmea, catolicii făcuseră prin 70 acel aggiornamento, care sigur e bun în esență, n-a făcut decât o protestantizare rapidă, mă rog, e foarte mult de discutat aici. Dar de ce nu se aduce la zi biserica? Vedem și astăzi, nu? Progresiștii nu fac altceva decât să ne atace. De ce voi ați rămas medievali? Expresia asta am auzit-o din partea unor medieviști, cum să zic, de renume, ca profesorul Alexander Baumgarten, care a tradus Suma Teologica și multe lucrări din biblioteca medievală îi aparțin în coordonare, și el spunea la unison cu profesorul Adrian Papahagi, pe care îl respect și îl salut, suntem buni prieteni, spunea, ar fi bine să fii medieviști, să fii medievali. Medievalii aveau un nivel de înțelegere spirituală extraordinară. Toate bibliotecile, toată nebunia asta tehnologică a erupt în creștinătate, în creștinism. Ca o paranteză, cisterna e o invenție a călugărilor și a surorilor cisterciene. De aici vine și denumirea respectivă. Chiar și berea, nu, a fost reinventată pe platformă egipteană, adusă în partea mănăstirilor benedictine și așa mai departe. Deci evul mediu, omul medieval avea în sinea lui prezența aceasta a spiritului, tocmai pentru că nu avea deconstructivismul specific modernist în înțelegerea religioasă. Ei bine, tot totalitarismul, că tot vorbeai despre el, despre această suferință a celor din închisorile comuniste, interzice religiile politice. Religiosul este separat de politic. Nazismul, fascismul, comunismul sunt religii politice. Și aici